Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici două silver chest de deschis. În primul avem 136 de gold, primul muschetir, skeletons, încă unul cu 147 de gold, avem health spirit și royal delivery. Mai avem un free chest care are 116 gold, un goblin cage și 14 barbarians. Ok, hai să vedem, mai avem aici un crown chest în care avem 1094 de gold, două gemuri, avem ice spirit, barbarians din nou, x-bow și 3 musketeers. Ok, hai să vedem și în clan ce s-a mai întâmplat. Am terminat war-ul, din păcate, pe locul 2. Hai să vedem și bounty-ul pe care îl vom primi. Avem 750 de gold, avem 2000 pentru victory și mai avem 15 gemuri și ușor ne apropiem de 1000 de gemuri. Deja a început noul war și hai să începem cu un sudden death battle. Așteptăm să ni se găsească un oponent. Ok, și dăm drumul la meci. Punem Tesla în centru. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. Trimitem racheta pe Witch și o să încercăm un atac în partea stângă. Punem Baby Dragon pe dreapta pentru acei Fire Spirits. Stăm aici un Arrows. Emitem și Mini Pekka-ul. Și hai să vedem. Bun. Am prins acolo un push destul de bun. Punem Valkyra pe... Nu, cred că o să dăm mai degrabă racheta pe balon. Și apoi acum punem Valkyra. La momentan stăm bine în acest prim match. Vedem că am reușit să-i dăm ceva damage pe turn. Ok. Poate prindem și... Da, am scos deja un Furnace. Și așteptăm atacul lui. Hai să vedem. Punem Mini Pekka. Vom folosi Freeze-ul acolo pentru trupele lui. O să dăm și o Valkyra pe acel Witch. Trimitem Hog-ul. Da, și avem un push destul de bun. Reușim să-i scoatem aproape acel Lumberjack. Punem din nou Tesla. Punem Mini Pekka-ul pentru acel Giant. Hai să dăm și un Arrows. Trimitem și Hog-ul. Și așteptăm să mai pun încă o trupă. Da, a pus Lumberjack-ul. Scăpăm de el. Mai dăm aici un Arrows. Trimitem Hog-ul. Și avem un push destul de puternic. Nu cred că mai poate să ne oprească. Ar trebui să-i scoatem turnul. Bun, și obținem prima victorie. Bun. Hai să continuăm și cu un match la challenge. De fapt, aș vrea să
schimb puțin deck-ul, pentru că data trecută nu ne-am descurcat prea bine cu el. Și am putea să punem o... Da, nu mai amintesc ce era în regulă, dar hai să mai încercăm o dată, poate ne dăm seama. Bun, începem cu Valkyra din spate. Trimitem și mini pe camp. Dăm aici un fizz pe... Ia cea muschetiră. Bun, și ajunge mini pe camp pe turn. Ar trebui să-i scoată turnul destul de ușor. Hai să punem Tesla aici. Bun, și din acest moment o să jucăm o foarte defens ca să ne menținem avantajul. Începem cu arcașele în centru, ne vom pune astfel încât să se ducă în ambele direcții. Punem și Valkyra pe partea stângă, nu, pe partea dreaptă de fapt. Spun mini pe cap pe stânga. Și vom trimite și hogul. Ok. Apoi scoatem, de fapt am scos Kena, nu? Hai să ne ocupăm și de acest hog. Punem Valkyra pentru muschetiră. Și rămânem fără damage. Reușim să-i doborâm și turnul din dreapta. Și mai avem de rezistat un minut din acest match. Punem mini pe cap pe stânga. Punem și hogul. Așa. Și o să punem aici Tesla. Punem arcașele. Vom pune mini pe cap pe acea muschetiră. Și meciul ar trebui să fie câștigat. Dar nu prea cred că are cu ce să ne mai oprească. Și și-a dat acolo hog-ul destul de mult damage. Bun, o să mai trimitem așa un fireball și arrows. Bun, și obținem încă o victorie în challenge. Pare că a fost destul de bun deck-ul. Ne luăm următorul reward, 100 de Royal Giant. Ok, mai avem timp de un match. Hai să mai dăm un match tot în acest challenge. Și să vedem dacă reușim să mai obținem o victorie. O să începem cu Valkyra din spate. Ok, a pus acolo un Royal Giant. Trebuie să dăm și un Fireball aici. Da, și o să ne dea ceva de damage acel giant plus baby drake, nu? Ne-a prins pe picior greșit cu Valkyra, pe care o pusesem deja în partea stângă, în partea dreaptă. Bun, și ar trebui să punem Valkyra în fața mini pekaului. Încă puțin până la freeze. Bun, și ar trebui să-i scoatem turnul din stânga. Nu știu dacă va mai reuși un hit mini pack, l-a reușit. Destul de interesant, nu mă așteptam să mai
să mai lovească și turnul din centru. Hai să vedem cum scăpăm acum de acest Rem Rider. Probabil va pune din nou Royal Giant pe stânga. Nu? A pus un Wizard pe care îl spate cu un mini PK. Punem Valkyra. Și o să pregătim, de fapt trebuie să ne apărăm. Holy, cât damage au reușit acolo atât Valkyra cât și Hog-ul. Bun, am prins acolo acel Baby Dragon pe care l-am rezolvat destul de rapid. Să punem Tesla. Da, și scăpăm și de Wizard. Să mai punem aici un Freeze și ar trebui să-i scoatem King Tower-ul cu acel Hog. Da. Și obținem un trick round de data aceasta în challenge. Ok, și se anunță noile update-uri de la Clan War 2, pe care sincer vă spun abia aștept să apară acest nou mod de joc în War. Bun. Hai să ne luăm reward-ul. Avem 25 de Royal Hogs care se transformă în gold și Star Points. Și cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!